Ca urmare a unei proceduri de achiziție publică în data de 24 ianuarie 2013 s-a semnat contractul de proiectare și reabilitare a sistemului rutier în municipiul Măgidia cu o societate din Voluntari, județul Ilfov. S-a dispus asfaltarea a 13 străzi la care se adaugă o suprafață de aproape 32.000 de metri pătrați de alei între blocuri. Consiliul local din municipiul Măgidia a aprobat planul multianual de reabilitare a tramei stradale. Astfel, pe o perioadă de 5 ani de zile, toate străzile în municipiul Măgidia și din satele aparținătoare Valea Dacilor și Remus Opreanu au fost prinse în acest program pentru reabilitare. Am demarat pe parcursul lunii noiembrie din anul 2012 o procedură de achiziție pentru reabilitarea tramei stradale din municipiul Măgidia pe o porțiune de 13 străzi, conform programului multianual de întreținere, pe o porțiune de 13 străzi, plus la care se adaugă toate aleile dintre blocuri. Până vor fi asfaltate străzile, conducătorii auto sunt nevoiți să facă slalom printre gropile mari cât o roată de car. Astfel, de cele mai multe ori și mai ales în timpul iernii, străzile arată ca niște tranșee de război. Ce părere aveți de cum arată străzile în Măgidia? Nu arată bine. Nu arată bine deloc. Sunt stricate, mai ales prin partea aia lantă spre Emum, cimentul. Nu sunt chiar așa bune. Când credeți că a fost ultima oară reabilitate, așa, reparate? Anul trecut, prin august. Și așa repede sau de... Da, adică le face de clacă. A rămas niște urme care încă nu s-au reparat, nu s-au curățat, nu s-au, în spațiile verzi nu s-au lucrat. Bănuim că acum venim primăvara, se va mobiliza mai mult și locatarii și oamenii să facem ordine, curățenie. În municipiul Măgidia străzile arată foarte jalnice. Unele sunt, de periferie mă refer, sunt gropi unde nu poți să mergi. Nu sunt asfaltate, nu sunt curate. Deci numai ce se vede pe la suprafață aici, în centru. În rest, e jale. Cum este Sucevei, cum este Chemala Geamet, la lelelor, care, monumentului care ne arată, Jessica Franz când mergi încolo. Sunt foarte... pe poligonul viilor, pe răzoare. Lucrările de reabilitare a tramei stradale vor fi demarate în luna martie.